Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Mi-a propus să nu treacă 2021 ca să pot să vă împărtășesc câteva lucruri pe care le-am învățat până la 40 de ani. Iar episodul de astăzi este sponsorizat de cei de la NN pentru că o să vă arăt și aplicația lor de asigurări. Dar până ajungem acolo, hai să vă spun un secret. Nu cred că am spus asta vreodată, dar atunci când am venit eu în București, mai pe la începuturi, așa, prin 2005-2006, am avut un accident de pe urma căruia putea să nu mai fie niciun buhnic nici pe aici. Și în accidentul respectiv s-a întâmplat cu o mașină pe care abia o cumpărasem. A fost foarte, 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 foarte nasol pentru că mașina respectivă a fost luată pe credit. Pentru că eu nu-mi permiteam altfel decât cu două credite să-mi iau o mașină. N-a fost un accident foarte rău, dar a fost spectaculos. Pur și simplu era să cad de pe un pod de cale ferată, peste o linie de cale ferată, peste o linie de înaltă tensiune. Parapetul m-a oprit, mașina n-a fost distrusă prea tare, dar a ieșit destul de șifonată și fără asigurare nu mi-aș fi permis să o repar. Și asta ne aduce la partea de asigurări. Cei de la NN nu vând ei casco, dar vreau să îți explic de ce am ales eu să folosesc poliță casco și orice fel de poliță de asigurare încă de prin anii 2000, de pe la început. Un motiv foarte simplu. Atunci când ai de greu, nu prea ai la cine să te duci. Îți faci asigurare fix pentru așa ceva. Nu recomand neapărat o asigurare în aia cu plan de acumulare sau tot felul de povești. Las socotelile astea pentru tine și pentru oameni specializați de pe YouTube care te pot învăța cum să îți înmulțești banii eventual. Pe mine mă interesează partea de zile negre. Și zilele alea negre vin când nu le aștepți. Iar în cazul meu, de pe urma acelui accident, eu am scăpat fără nicio zgârietură, dar se putea termina rău. Ok, și atunci când ești tânăr, te întrebi, da, ce-mi pasă mie? Că dacă eu mă duc, în situația respectivă s-ar fi întâmplat două lucruri. Unu, evident, mașina ca mașina, dar creditele respective erau garantate cu un teren care nu ar mai fi ajuns la familia mea, ci ar fi fost executat de bancă la o valoare probabil dezavantajoasă. Și te gândești atunci când pățești ceva, să li se întâmple cât mai puțin rău sau să lași ceva celor care vin din urmă. De asta ne facem de obicei asigurări de viață. Și am și din alea. Ce fel de asigurări am eu și cam cum le folosesc, o să vă mai povestesc. Dar în esență, ăsta este motivantul principal pentru mine atunci când apelez la asigurări. Apelez la asigurări pentru zile negre, pentru că atunci când dai de greu, e un test foarte serios pentru orice fel de relație de prietenie, ba chiar și de familie. Cu toți avem probleme, însă atunci când ai tu probleme, toți ceilalți sunt ocupați sau cine știe ce se întâmplă și nu ai vrea să încerci lucrul ăsta. Da? Prietenii adevărați sunt puțini la care te poți duce și nu întotdeauna prietenii noștri sunt cu dare de mână sau cu disponibilitatea de a ajuta. Asigurările au această utilitate importantă, să te scoți singur din belea când vine o zi neagră. Și în cazul meu au mai fost câteva situații, dar aleg să nu despăgubesc chestiile mărunte. Le las pe alea pentru buzunar, alea pentru zile negre mă interesează și de aceea fac asigurări. Ok, v-am povestit așadar cum am avut eu accident și cum am scăpat eu cu bine. Mașina am reparat-o pe asigurare și mi-am plătit în onoare ratele, ani buni și am rămas și cu mașina și cu terenul respectiv, pe care din păcate l-am și astăzi pentru că a fost o investiție proastă. Așadar, nu luați sfaturi financiare de la toți oamenii de pe YouTube că s-ar putea să fie din aia cu un teren în câmp pe care nu-l pot valorifica. Eu sunt unul dintre ei. Însă v-am promis că o să vă spun despre aplicația celor de la NN pentru că merită. De ce? Atunci când îți faci poliță de asigurare, de cele mai multe ori habar nu ai ce scrie în ea. Și mie mi se întâmpla cel puțin până recent, că atunci când nu găseam ceva, să îl sun pe Adi. Adi este consultantul de la NN la care eu îmi fac polițe de ani de zile. Practic, Adi este cumva și legătura prin care am ajuns eu să colaborez cu NN, că eu eram deja asigurat la ei pentru mai multe chestii. Și atunci, când aveam o nelămurire în legătură cu o poliță, îl întrebam pe el, el s-a uitat în contract și îmi traducea în limba română. Ce-mi place mie însă că cei de la NN s-au gândit și la cei care nu înțeleg chineză de asigurări și au făcut o aplicație. Și hai să vă arăt. Și așa arată aplicația mea. O să blurăm câteva date personale pentru că aici chiar sunt, vă spuneam, datele mele. Însă, ce mă interesează pe mine cel mai tare la o aplicație de felul ăsta este siguranța. Da, o dată când o deschizi, niciodată nu rămâne logată. Te ajunge întotdeauna la bine ai venit la NN, trebuie să intri în cont și te poți loga cu user și parolă sau cu date biometrice. Eu am ales să-mi adaug evident amprenta și odată ce deschizi, vei descoperi produsele tale active. Vă spuneam, eu am cel puțin 3
aici. Mai am și alte polițe de asigurare, v-am arătat eu în trecut, poliță pentru casă, poliță pentru mașini, asigur aproape orice se poate pentru zile negre, vă spuneam. Deci, pe ecranul principal o să vezi ce poliție ai și dacă sunt active. Din când în când n-ar fi rău să mai dai un ochi pe aici, pentru că dacă apare inactiv sau cu ceva probleme, s-ar putea să fie nevoie, evident, să verifici ce s-a întâmplat sau să faci o plată și așa mai departe. Deci, ce poliție ai pe prima pagină, pe portofoliu și mai ai opțiuni pentru a accesa pensii facultative sau asigurări de locuință. Este o zonă în care dacă dai click, te poți duce și să trimiți o solicitare, astfel încât să primești apoi un e-mail. Dar având datele tale de conectare, ei știu că ești interesat, cineva te va contacta. Partea însă cea mai importantă dintr-o astfel de aplicație de asigurări este cea de evenimente. Odată ce ai poliță și pe care poți să o consulți aici, spre exemplu dacă mă duc la asigurarea de sănătate, am aici produsul meu, pot să văd ce conține, cât costă prima, suma asigurată și ce prima anuală plătesc. La detaliile de contract pot să văd toate cifrele, frecvența de plată și astea, alte asemenea, dar la documentele contractuale pot să-mi descarc polița de asigurare și să văd toate condițiile de asigurare, da? Și dacă eu cred că am ceva ce poate fi acoperit de polița de asigurare, dacă am făcut-o cu cap, mă voi duce la evenimente în cazul în care se întâmplă un eveniment asigurat și apăs pe plus. Și, așa cum zice ursulețul ăsta, viața aduce uneori și evenimente neașteptate, însă noi suntem aici pentru tine. Efectiv, poți să intri și să adaugi ce ți s-a întâmplat ca să fii contactat pentru despăgubire. Și de-aia lucrezi cu un asigurator mare, cu un nume recunoscut, care ești de multă vreme și sperăm noi să fie multă vreme de aici înainte, are calificative bune și oamenii nu se prea plâng de un astfel de asigurator pe internet. De-aia ți-ai făcut poliță ca să ai la cine să te duci în caz de eveniment, da? Și hai să zicem că mi s-a întâmplat ceva astăzi, pe 2 decembrie, când filmez eu. Am nevoie de ceva de pe asigurarea de sănătate, pe persoana asta, ocupația mea actuală este creator, așa, și tipul de eveniment. Am nevoie de o indemnizație pentru naștere, pentru nou-născut, preautorizare, spitalizare cu intervenție chirurgicală, spitalizare de zi ambulatoriu, fără intervenție chirurgicală. Zicem că am pățit ceva, o problemă, am fost lovit, am căzut, mi s-a întâmplat ceva care necesită ospitalizare fără intervenție chirurgicală. Apoi mă duc la spital de stat sau spital din rețeaua NN, spital în afara rețelei, poți alege unde te duci, conform poliției mele, eu am dreptul să mă duc la oricare din ele vreau eu. Hai să zicem că mă duc la cel din rețea, aici mi-adaug biletul de ieșire din spital și aici să adaug documentul, documentele medicale, facturile spitalizare, istoricul medical, le adaug și ar trebui să fiu despăgubit, să mi se plătească, practic, șederea la spital foarte repede. Așa se adaugă un eveniment. Este un, să zicem așa, un traseu foarte simplu, care face lucrurile să se întâmple destul de ușor. Ești sigur că vrei să renunți la anunțarea evenimentului asigurat? Deci chiar mă întreabă dacă ești sigur că nu vrei să-ți iei banii pe chestia asta? Evident, nu aș vrea să fie nevoie de lucrul ăsta. Eu în ultimii 3 ani n-am introdus măcar un eveniment asigurat pe partea de sănătate, din câte mi-aduc eu aminte, cred că am de mai multe 3 ani asigurare și nu am introdus pentru că efectiv mă simt în sata de mi-am făcut analize de sânge, sunt bine. Dar din nou, pentru zile negre. Iar la partea de notificări, poți să vezi dacă ești întârziat cu o plată, când se întâmplă, se apropie o dată de scadență sau cine știe ce alte lucruri mai ai tu în relația cu asiguratorul. La profil poți să adaugi inclusiv, pe lângă datele personale, un card cu care să poți să faci toate plățile. Eu până acum am făcut plățile online și de fiecare dată trebuia să mă asigur că am scris corect numărul poliței, contul, numele, persoana. Acum dacă le am aici în cont, odată ce am adăugat cardul în cont, de aici înainte plățile anuale vor fi mult mai simple. Câteva setări simple, vă spuneam, poți să spui date biometrice și așa mai departe. La capitolul consultantul meu, aici o să vă dau doar numele lui pentru că merită. Eu colaborez cu un domn pe care îl cheamă Adrian Boicoianu și dacă întrebați pe oricine la NN de Adi Boicoianu, să știți că o să vă spună numai de bine despre el pentru că este unul dintre cei mai buni. Salut Adi și multă sănătate! O altă chestie importantă aici în meniul de setări, la date personale, îți poți actualiza datele personale fără să te duci tu undeva sau să dai vreun e-mail. Scanezi cartea de identitate pentru actualizare date și datele tale vor fi actualizate, ceea ce tocmai ce mi-am dat seama că trebuie să o fac. Noroc cu review de aplicații, apar la adresa veche. Mi-am schimbat buletinul recent. Ok. Am aflat ceva util. Deci, vezi, e bine să ai aplicație și cu asiguratorul tău, dar nu toate aplicațiile astea sunt inutile și aplicația de la asiguratorul tău cu siguranță nu o să trebuiască în fiecare zi, dar o să fie drăguț să mai intri din când în când să vezi dacă s-au făcut plățile la pilonul 2. Cam atât. Acesta este mica mea povestioară, de pe urma căreia încerc să te conving
să-ți faci asigurare pentru zile negre, indiferent dacă ai mașină, ai o viață, ai câine, copil, casă sau cine știe ce altceva. Nu trebuie să cheltuiești foarte mult, dar cu siguranță cheltuiala de a-ți plăti asigurarea este mult mai mică decât nenorocirea care poate să vină la pachet, mai ales în astfel de vremuri când, da, există asigurări inclusiv pentru COVID. Da, între vremurile în care asiguratorii trebuie să răspundă și la întrebarea asta. Da, Adi mi-a zis că da, e valabilă și pentru COVID. Desigur, aș prefera oricând ca din polița aia să folosesc partea de asigurare de sănătate, nu de despăgubire de viață, dar despre asta mai vorbim noi altă dată. Și cam atât. Acesta este un mic tutorial despre cum poți folosi aplicația de la NN și mica mea povestioară, de pe urma căreia încerc să te conving să-ți faci o asigurare de orice pentru zile negre. E mai ieftin așa. Cel puțin așa cred eu. Iar la final, în loc să te rog să-mi spui ce fel de chestii îți asiguri tu, nu ar trebui să știe toată lumea ce asiguri tu, însă sunt tare curios dacă ai folosit vreodată polița ca să obții o despăgubire, indiferent de asigurator. Ai ajuns vreodată să folosești asigurarea? Pentru că s-ar putea să uite la comentarii și cei mai tineri de 20-30 de ani care se cred nemuritori și care nu au nevoie de așa ceva, așa cum credeam și eu la 20, dar uite că la 24 aveam deja și a fost fix la momentul potrivit. Cam atât. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Te aștept și la următoarele clipuri când am să-ți mai povestesc și alte chestii din experiența mea de 40 de ani pe această planetă. Numai bine!